Bună dimineața! Bine ați venit la Oamenii Dreptății, o serie de 4 zile de conversație pe teme sociale, economice și, de ce nu, chiar și politice, pentru că tot ne apropiem de un moment important pentru noi, duminică pe 6 decembrie. Avem alegeri parlamentare. Suntem aici, în studio HDV de la Timișoara, pentru ceea ce este prima zi a celor 4 de discuții provocate de Oamenii Dreptății, care sunt membri a două organizații foarte puternice în zona societății civile, și anume Lider pentru Justiție și Lead Moldova. Pentru mine e o mare bucurie și, după cum vedeți, sunt foarte emoționată, pentru că astăzi, până la ora 3, voi avea alături de mine niște tineri foarte implicați în tot ceea ce se întâmplă în viața lor profesională și în viața comunității în care trăiesc. Și pentru că tot am început cu vreo 5 minute mai târziu, am să intru direct în subiect, pentru că e un subiect foarte delicat, foarte frumos și care arată că noi, până la urmă, în condiții foarte grele, știm să avem grijă unii de ceilalți. Voi trece la vă prezenta primii invitați. Alături de mine în studio îi avem pe Alexandra Oțoiu, care este avocat, și pe Alin Hâldan Macavei, care este funcționar public, ambii absolvenți de drept. Iar online, de la distanță, o avem pe Mădălina Guiu, care este consultant lobby în industria farma, și pe Luca Ciubotaru, care e alături de noi tocmai din Rădăuți, aproape de marginea, cea frumoasă margine a țării. Vă spun tuturor bine ați venit, atât vouă din studio, cât și celor din fața laptopului, și începem direct cu și asta e o întrebare pentru toată lumea și pentru cei doi de la laptop. De ce ați simțit nevoia să vă alăturați Leaders for Justice? Pentru că, până la urmă, meseria de avocat, judecător, procuror, funcționar public și orice mai faceți voi în viață, meseriile voastre sunt destul de solicitante și, în general, oamenii, mai ales tinerii, nu prea au drive-ul ăsta de a se implica civic foarte mult. Cel puțin în România încă nu e atât de bine împământenită cultura voluntariatului și a implicării civice. Voi de ce ați făcut asta? Și începem cu Alexandra. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Da, este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, profesia noastră este consumatoare de timp. Aflându-ne la început de profesie, în primii ani de profesie, dorința este aceea de implicare. Implicare nu doar în profesia pe care o desfășori, ci și în societate în general. Și cum poți avea foarte multe idei bune în general, cel mai greu este să le pui în practică. Degeaba ai personal și individual o idee foarte bună de a schimba în jurul tău ceea ce vezi, dacă nu ai alături oameni care cred în ideea ta și împărtășesc cu tine aceleași valori comune. Eu m-am alăturat comunității din dorința de schimbare și de a face ceva, și nu la nivel individual, de a ieși puțin din universul meu individual și de a găsi oameni care au aceleași valori comune cu ale mele. Iar comunitatea Lider pentru Justiție mi-a oferit acest lucru. Foarte frumos. Trecem acum online la Mădălina. Mădălina, ne auzi? Da, vă aud. Sper că m-auziți și voi pe mine. Bună dimineața și mulțumesc tare mult pentru invitație. Să revin la întrebarea ta, de ce simțim nevoia sau de ce am simțit eu nevoia să mă implic. Cred că asta a pornit de când eram foarte mică, de la niște vorbe foarte înțelepte ale mamei mele. De fiecare dată când încercam să mă sustrag de la activitățile casei sau de la teme,
Îmi spunea foarte blând, dar cine-i vrea Mădălina să facă lucrurile astea? Primarul? Este de responsabilitatea ta să faci anumite lucruri. Și am înțeles că tot timpul noi ca indivizi suntem responsabili pentru anumite părți din viața noastră în societate și că avem tot timpul o responsabilitate partajată noi și autorități. Și tocmai plecând de la ideea asta, tot timpul am avut pe lângă facultate, școală, job, o activitate într-un ONG sau ca voluntar în orice domeniu. Mi-a plăcut foarte tare să mă implic oriunde am simțit nevoia că e spațiu pentru chestia asta. În momentul în care am găsit Leaders for Justice, n-am găsit așa o comunitate spus at large. Am găsit oameni cu aceleași valori, cu aceleași principii, care își doresc să fie responsabili în societate și să aducă o bucățică de bine. Da, foarte frumos. Mulțumim. Trebuie să spun că Leaders for Justice e o organizație care are extrem de mulți tineri în componența ei. Cred că media de vârstă e undeva pe la 26-27 de ani. Acum ne întoarcem în studio să-l întrebăm pe Alin ce l-a mânat pe el în luptă. În primul rând vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Am reușit să-mi fac timp și pentru acest proiect. Motivul pentru care m-am alăturat comunității Lider pentru Justiție, Leaders for Justice, asociația este Lider pentru Justiție, este acela că și în studenție, la fel ca mulți din colegii care suntem în această asociație, am mai avut o experiență de voluntariat, o asociație a studenților, ELSA, la nivel de România, are mai multe grupuri locale, simt nevoia să aduc în discuție și această organizație pentru că de acolo probabil mi-am luat toată energia și toate cunoștințele de a face și mai mult decât ceea ce ești învățat să faci pe băncile facultății, să dobândești niște aptitudini pe care probabil dacă rămâneai în studiu individual sau la un grup restrâns de prieteni în cadrul facultății nu le-ai fi dobândit. Și programul Leader for Justice și viziunea, misiunea, obiectivele pe care și le propune acest program și această comunitate, atât pentru oameni, cât și pentru tinerii profesioniști din zona juridicului, sunt niște obiective care pot să facă lucrurile să se schimbe la modul real în societatea noastră. Sunt oameni care în câțiva ani de zile poate ajung în funcții cheie și o să vedem că se schimbă mentalitatea la nivel de CSM, mentalitatea la nivel de parchete, mentalitatea la nivel de barouri și așa mai departe. Da, păi așa să fie. Și acum ne mergem până la Rădăuți, la Luca, pe care îl salutăm. Bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt onorat să deschid alături de ceilalți colegi acest prim panel din seria Oamenii Dreptății. Eu am urmat facultatea de drept pentru că am vrut să înțeleg mai bine cum funcționează societatea și pe măsură ce înțelegi lucrul ăsta, îți dai seama că sunt foarte multe lucruri perfectibile și atunci, în mod natural, după numeroase experiențe diverse de voluntariat și în timpul facultății, reprezentare studențească și chiar a tinerilor, am vrut să mă conectez la o comunitate de oameni, de tineri profesioniști, care este chiar Lider pentru Justiție. Este singura comunitate de tineri juriști în care este promovat leadership-ul și am găsit nu doar o comunitate de oameni foarte buni în profesiile lor, ci și un angajament constant pentru a ne face societatea mai bună. Ieri am sărbătorit Ziua Națională, dar societatea noastră e pe atât de bună pe cât o facem noi să fie. Așa că m-am bucurat să găsesc în această comunitate o responsabilitate individuală asumată la nivelul fiecărui membru și mai mult de atât. Atunci când oamenii își pun în comun resurse, idei, mai ales oameni care au aceleași valori, lucrurile deja capătă o altă dimensiune și schimbările, pașii mici pe care i-am făcut în această comunitate către o societate mai bună, mai dreaptă, de ce nu mai justă,
Pentru noi înseamnă foarte mult. Înseamnă că putem să ne aducem o contribuție pe lângă ceea ce facem în viața de zi cu zi, în mediul profesional, în joburile noastre de zi cu zi, pentru bunul mers al societății. Și asta e o satisfacție pe care nu o găsești oriunde. Iar în comunitatea Lider pentru Justiție o găsim în fiecare zi în care ne implicăm în timpul pe care îl avem la dispoziție. Mulțumim, Luca. Măi, ce frumos vorbesc copiii ăștia. Eu mi-am dorit de multe ori să fi avut și în momentul în care eram eu de vârsta lor niște organizații de felul ăsta. N-a fost cazul atunci, bine că e cazul acum. Mai strângem puțin perspectiva și pentru că titlul panelului nostru din dimineața asta este Sprijin în pandemie, această pandemie care ne-a dat tuturor viețile peste cap și ne-a făcut să trăim și să reconsiderăm niște lucruri din viața noastră poate mai brusc și mai greu decât am fi făcut-o poate unii dintre noi. Mă întorc la Alexandra și o rog și pe Mădălina să se pregătească pentru că vom discuta despre resurse, un program, pentru că nu pot să-i spun un site sau o inițiativă, este de-a dreptul un program făcut de cele două fete împreună cu colegii lor, un program care să ajute medicii, asistenții să intre în contact cât mai rapid cu firme sau oameni care au aparatură medicală, echipamente medicale. Și pentru un context și mai aplicat, o să rog pe Alexandra să ne povestească despre ce, domne, resurse ăsta, că oricum am auzit de el de atunci, din martie. Cum v-a venit ideea? Cum v-ați mobilizat atât de repede? Cum se poate asta? Mi-amintesc și acum, era sfârșit de februarie, început de martie, când pandemia a lovise deja multe țări din Europa. Urma să fim și noi acolo, știam asta, simțeam presiunea și împreună cu, inițial cu colegii din același spațiu de lucru, Victor, Lucian, Cristian, Răzvan și Diana și Mădălina, ne-am gândit că nu putem sta pur și simplu să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și că ar trebui să facem ceva. Nevoia de la acel moment, am identificat nevoia, în sensul că oamenii nu găseau să cumpere echipamente de protecție sau aparatură medicală, tot ce ținea de COVID. Din vizita în spital am realizat, și vorbind cu personalul medical, am realizat că ei trebuiau să intre în contact direct cu pacienți COVID, suspecți de COVID, și nu aveau nici măcar un echipament de protecție în sensul acesta. Pentru că, în primul rând, nu se găsea nici măcar de cumpărat. Și ne-am gândit că, pentru a acoperi această nevoie, ar fi ideal să creăm o platformă unde putem înscrie, unde furnizorii se pot înscrie, furnizorii de aceste echipamente medicale, alături de spitale și ONG-uri, cele care au nevoia de a cumpăra și de a găsi, de a identifica aceste echipamente. Așa a apărut inițial platforma Resurse, o platformă în care fizic puteai să găsești o listă cu toți furnizorii de la nivel național care aveau la acel moment disponibile aceste echipamente de protecție. Totuși nu s-a oprit aici, pentru că timpul a trecut, iar echipamentele se puteau găsi mult mai rapid decât era inițial, așa că această platformă a acoperit și alte nevoi. Asociațiile strângeau la acel moment foarte multe fonduri pentru a cumpăra aceste echipamente. Atunci, pentru a acoperi pentru a acoperi această nevoie de a crea pentru asociații actele necesare pentru a face donații în mod legal, alături de comunitatea Lider pentru Justiție s-au alăturat peste 30 de oameni inițiativei noastre. Am creat anumite acte speciale, contracte de donație și acte speciale pentru a putea face donațiile mai ușoare pentru toată lumea.
Ulterior, nu s-a oprit nici aici, în sensul că, pe lângă partea de documente utile, în pandemie a fost un cumul de legislație, se schimba de la o zi la alta, nu mai știai ce este aplicabil și ce nu. Atunci, tot alături de comunitatea Lider pentru Justiție și juriști în spate, am creat infografice pentru a fi mai ușor de înțeles ceea ce se întâmplă, ce cauze se judecă, ce modificări au apărut de la o zi la alta. Iar ulterior, spre sfârșitul stării de urgență, exista o nevoie de a vedea cum se folosesc echipamentele de protecție cât mai bine în spitale. Și atunci, împreună cu medici din spital, am creat un video, ei au creat un video special în care învățau alți medici cum să îmbrace corect aceste echipamente. Deci, pornind de la o platformă în care se întâlneau două părți, am ajuns la o întreagă comunitate în care toată lumea a pus în comun toate resursele. Mădălina, știu că tu, din câte am înțeles, tu ai lucrat la aceste documente care urmau să asigure cadrul legal pentru toate donațiile. De ce e atât de important să existe aceste documente speciale pentru fiecare tip de donație, fiecare tip de SRL care vine să doneze, să ajute, să sprijine? Pentru că o donație e o donație, e un contract, îl semnezi, dai banii și cam acolo e. Ce e special, de fapt, la tot cadrul ăsta legal? Recunosc că pe partea de donații nu m-am ocupat eu propriu-zis. Eu am acoperit partea de documentație pentru avizarea dispozitivelor medicale. Am încercat să urgentez cumva apariția unei proceduri pentru înregistrarea acestor dispozitive. Cumva acesta fiind și background-ul meu profesional, pentru că cumva prin natura muncii mă intersectez destul de des cu domeniul medical. Dar de ce este totuși important să ai o legislație? Pentru că nu te supui unui risc legal sub nicio formă. Spitalele sunt auditate în mod constant și dacă ar fi avut dispozitive medicale sau echipamente care nu figurau în înregistrări, automat ar fi existat o problemă legală. Am înțeles. Alexandra, ce probleme majore ați identificat voi lucrând la această platformă? Și aici nu mă refer la faptul că suntem praf, că nu avem echipamente medicale, că asta cred că știam dinainte de pandemie și cu atât mai mult acum. Dar niște probleme majore și rezolvabile cu un pic de efort. Cred că o problemă majoră în acel moment era lipsa de comunicare între instituții. Spre exemplu, existau spitale în care nu ajunsese nici măcar un echipament de protecție sau alte spitale din țară în care, și la nivel național și în presă, reieșea că ajungeau foarte multe echipamente. Deci, pur și simplu, o lipsă de comunicare între cei care au această nevoie și instituțiile care pot cumpăra, exista un mare vid. Și atunci, ideea de a crea o platformă în care cele două părți se întâlnesc și pot să-și pună la comun cererea și oferta, ne-am gândit noi că ar soluționa această problemă. Pe de altă parte, o mare problemă atunci în pandemie a fost faptul că te trezeai a doua zi și nu știai exact ce mai e în vigoare, ce cauze se mai judecă. De la o zi la alta apărea o listă care era diferită, nu mai știai unde să te uiți. Ca simplu cetățean, poate nu știi să folosești anumite programe legislative speciale și nu ai acces la mai multe resurse. Și pentru a face cât mai ușor ca informația să fie înțeleasă de cetățeni, au apărut aceste infografice, unde explicau pe scurt ceea ce se întâmplă. Da, comunicarea, problema majoră a tuturor instituțiilor din România. Mădălina, acum că Alexandra și cu tine, voi sunteți printre cei care au în core team, ca să zic așa, în echipa de bază. În momentul în care alți colegii voștri s-au alăturat inițiativei, cum faci să împarți munca în mod egal? Cum
alegi oamenii pe competențe, pe dorință de implicare, cum anume faci o organigramă a unei platforme care avea nevoie de rezultate alaltăieri? Ca să înțelegi, după ce a apărut ideea de resurse, am căutat resurse în cadrul comunității și am pornit de la un Zoom, banal Zoom, în care ne-am adunat probabil vreo 40 de oameni. Am expus problema, am expus potențiala noastră soluție și în secunda absolut imediat următoare, toată lumea a sărit. Fiecare a vrut să se implice, fiecare și-a pus la dispoziție fie, nu știu, network-ul, know-how-ul, timpul, de ce nu. Și cam așa s-au constituit echipele. Ne-am fracționat munca în mini-proiectele, să le spun așa, și fiecare a mers către cel a tras sufletul și acolo unde simțea că poate să contribuie mai mult. Am avut echipe dedicate pentru comunicarea cu spitalele, pentru a le înțelege exact nevoia. Cred că în echipa respectivă au fost 10 oameni care au spus: da, noi avem această disponibilitate de timp să sunăm la spitale și să vedem exact de ce au nevoie. A fost un proiect de infografie pentru pacienți. Cum spunea și Alexandra, cumul ăsta de legislații, avalanșa asta de legislație, este destul de greu de înțeles, așa că colegii mei s-au ocupat să facă infografice cu drepturile pacientului, cu legislația incidentă și cu tot ceea ce putea fi de interes. Și tot așa, acolo, cine a considerat că își poate oferi timpul pentru research pe partea de legislație sau pe partea de creație a infograficului, la fel a participat după cum a considerat. Bun, și ați făcut platforma. În cât timp ați făcut-o? Datorită sprijinului Dianei, care a creat în spate o echipă de IT, platforma a fost creată destul de repede. Mi-amintesc, cred că în vreo 10 zile. A fost o muncă foarte mare în spatele acestei platforme de creare din punct de vedere tehnic. Apoi furnizorii au început să se înscrie, iar parteneriatele au început să apară, a devenit vizibilă și am întâlnit prietenii de la The Future is Now, care completau această nevoie de a căuta cererile din spitale. Ei centralizau câte echipamente are nevoie spitalul X sau asociația Y pentru a da mai departe. Și atunci a început seria de parteneriate în care, dacă ei se potriveau mai bine pe partea asta, au preluat partea aceasta și noi am continuat să ne extindem către alte arii. Resurse este un fel de adunarea tuturor resurselor din toate părțile pentru a le găsi într-un singur loc și a fi mai accesibile. Mădălina, cine v-a sprijinit în a da mai departe informațiile despre resurse din afara cadrelor medicale sau a firmelor? Ce alte organizații au fost implicate în a transmite mai departe informația că această platformă există, în așa fel încât să afle cât mai multă lume de ea? Pe de o parte a fost mass media, care ne-a promovat destul de intens, și tot așa am creat parteneriate și pe partea de promovare. Am avut un parteneriat cu, de exemplu, platforma Fapte Bune, care își propusese la momentul respectiv să mai acopere din toate știrile astea negative care tot circulau. La nivel de spitale, pentru că trebuia să ajungem și către spitale ca să se poată înscrie practic pe platformă, am luat legătura cu președinta Asociației Spitalelor din România, care a fost foarte deschisă și a diseminat mesajul nostru mai departe. Iar către furnizori am mers pur și simplu unde știam că cunoaștem oameni, am mers direct către ei, le-am spus să se înscrie și în rest foarte multă promovare, social media și mass media.
dacă se poate o completare. E interesant că în pandemie lumea venea destul de mult către tine. Dacă se afla de o inițiativă, erai contactat să vezi ce se întâmpla, ce e în spatele ei. Aspect important pentru că asta ne crea mai multă vizibilitate și implicit mai mult ajutor din partea diversilor actori. Eram un pic mai implicați la începutul nebuniei ăsteia? Suntem la fel de implicați acum? Suntem mai răi? Că am auzit și teoria asta în care după atâtea luni de neliniște și nesiguranță un pic ne-am cam supărat așa, suntem destul de încrâncenați. Tu ce simți? Eu simt că la început cred că eram destul de speriați, era ceva nou, nu știam cu ce ne confruntăm. Au apărut diverse nevoi care ulterior au fost acoperite. Cum spuneam, la început nu găseai să cumperi nici măcar o mască cu care să poți ieși pe stradă. Acum poți găsi la orice colț. Anumite frici au fost depășite, iar în prezent cred că a existat, din punctul meu de vedere, a existat o perioadă mai de relaxare, dar acum eu simt în jurul meu că lumea e mult mai precaută și mai atentă la ceea ce se întâmplă în jur. În urma perioadei de relaxare, cred că au conștientizat ceea ce se poate întâmpla, mai ales că acum, dacă la început existau oameni sceptici că nu există COVID, spre exemplu, acum cred că fiecare dintre noi are în cercul apropiat o persoană care a contactat COVID. Așa că eu privesc partea optimistă a lucrurilor și cred că suntem mai responsabili acum decât la început. Mădălina, tu ce crezi? Ce simți? Suntem mai buni, mai răi, mai precauți, mai speriați, mai cum suntem? Nu știu dacă suntem mai buni sau mai răi neapărat. La momentul declarării stării de urgență, într-adevăr, cred că a fost o panică și problemele erau prezentate ca fiind destul de acute. Așa că a ieșit la suprafață valul ăsta de solidaritate față de medici, față de societate și a fost absolut minunat. Cred că în momentul de față cumva s-a mai relaxat situația, cum spunea și Alexandra, acum găsești dispozitive și echipamente medicale destul de ușor. Cumva cred că suntem mai responsabili, tocmai pentru că vedem că virusul cumva se apropie. Dar cred că am mai scăzut din gradul acela de solidaritate pentru că nu mai reiese o nevoie atât de acută la nivelul societății. Da, mulțumesc. Nu o să vă întreb acum unde vă vedeți peste 5 ani cu platforma Resurse, dar o să vă întreb ce urmează, Alexandra. Am înființat de curând, e în curs de definitivare, Asociația Resurse, așa că sunt sigură că vor urma foarte multe proiecte și lucruri interesante. Învățătura și scopul principal este să adunăm la un loc cât mai multe resurse care, odată puse în comun, pot crea ceva măreț. Cum spuneam și la început, nevoia aceasta de a ieși din universul nostru individual și de a te alătura altor oameni pentru a pune la cap idei mărețe, cred că până la urmă acesta este scopul și motivația din spate. Bun, eu vă urez succes. Sper să vă iasă și, na, așa cum vă zic de fiecare dată, la fiecare întâlnire, dacă aveți nevoie de ajutor, știți unde mă găsiți. Rămânem un pic în zona asta a inițiativelor locale, care pot merge spre național până la urmă și mergem la Luca, care ne așteaptă la Rădăuți, acolo cu minte, și o să rog să povestească despre o inițiativă similară pe care a avut-o el acolo. La fel, implicare cu medici, cu asistente. Care a fost, care e povestea? Așa este. Din de 5 ani de zile eu locuiesc la București, dar văzând ce se întâmplă și cum a început toată pandemia și dacă ne amintim, la Suceava a fost un prim mare focar de infectări chiar în spitalul județean.
atât eu cât și mulți alți prieteni din județul Suceava, chiar din zona Rădăuz, ne uitam cu îngrijorare la ce se întâmplă acolo și ce putem noi să facem. Și am început inițial un grup de suport unde ofeream informații, traduceam informațiile juridice pe înțelesul cetățenilor, le explicam care sunt noile reguli aplicabile. După care am spus, cred că putem să facem mai mult și la acel moment criza sanitară era destul de acută pentru că nu existau materiale sanitare. Spitalul, într-adevăr, nu era aprovizionat, iar procedurile de achiziție durau destul de mult și nici nu se găseau foarte mulți furnizori care să aibă stocuri suficiente. Așa că le-am propus colegilor din Asociația Rădăuțul Civic, o mână de oameni, să începem un fond de urgență și am lansat pe lângă acest apel public pentru donații, am lansat și un apel public pentru implicarea altor voluntari și ne-a fost într-adevăr foarte mare surpriza să vedem că în câteva zile am reușit să adunăm un grup de aproape 60 de voluntari și am început să împărțim practic activitatea în mai multe componente. Una dintre ele și cea mai importantă a fost acest fond de urgență. Inițial ne propusesem să cumpărăm 10.000 de măști, ăsta era targetul nostru inițial. În două săptămâni am adunat aproape 30.000 de euro. A fost cea mai mare campanie de crowdfunding pe care, cel puțin eu, de când sunt după Revoluție, am văzut și am auzit-o în municipiul local, în municipiul nostru. Și am început să cumpărăm măști, să le aducem foarte repede și nu doar pentru spital, ci pentru întreg ecosistemul. Am luat legătura cu cabinetele stomatologice din zonă care deja erau închise, nu mai puteau desfășura activitate și care au donat practic toate stocurile pe care le aveau, mănuși, măști de protecție, le-au donat pentru în acest fond de urgență. Am contactat ambulanța, serviciul de ambulanță și SMURD și am ajuns și la ei cu o serie de donații. Apoi medicii de familie, iarăși o altă componentă importantă pentru că mereu ne spuneau că da, ni s-a promis că vor ajunge măști încă, dar mai durează acest lucru. Așa că am încercat să ne uităm la întreg ecosistemul medical și să încercăm să vedem de fapt ca o acțiune complementară în sprijinul instituțiilor publice. O altă componentă a fost un grup de voluntari care împreună cu primăria, care a înființat un call center, ajutau persoanele în vârstă cu achiziția alimentelor de bază, cu cumpărăturile curente. Și prin acel call center, practic, primăria ne redirecționa diverse apeluri pe care noi, pe echipa de voluntari, le preluam și mergeam la magazinul respectiv, cumpăram alimentele, le aduceam bătrânilor. Și a fost o mobilizare fără precedent și, într-adevăr, așa cum menționa și Alexandra, s-a întâmplat acest lucru pentru că exista un sentiment al urgenței foarte, foarte pronunțat. În momentul în care fiecare dintre noi, fie că am avut colegi care erau în Statele Unite sau în Belgia și care s-au implicat zile la rând, zi și noapte alături de noi să căutăm furnizori, să cerem oferte, să aducem cât mai repede produsele acolo, pentru că noi cu toți aveam cel puțin niște rude în zonă și mai ales cei care erau voluntarii locali. Ne uitam cu toții la ce putem să facem în mod concret și cred că a fost o lecție pentru noi toți că atunci când există un cadru de implicare și când ne descoperim unii altora resursele pe care le avem în comunitate și le punem în comun, rezultatele pot fi mult peste așteptări. Nimeni din echipa de voluntari nu se aștepta că vom reuși să ajungem la nivelul acesta al campaniei. Și am reușit între timp, pe lângă aceste componente, să facem cu o echipă de tineri IT-ști din Rădăuț o aplicație mobilă care se numește Produse Locale și prin care am conectat toate restaurantele din zonă, încurajând de fapt cetățenii să comande la domiciliu, pentru că toate restaurantele au fost închise, toată industria Horeca de fapt trecea printr-o perioadă foarte, foarte dificilă. Și am încercat să trecem, să folosim tehnologia în avantajul atât al micilor întreprinzători, dar și al cetățenilor. Și a fost o lecție foarte bună. Într-adevăr, implicarea a scăzut pe măsură ce autoritățile publice au început să aprovizioneze cu materiale sanitare instituțiile, spitale și așa mai departe. Dar cred că e dovada vie că atunci când ne unim pentru o cauză comună, putem să producem o schimbare în comunitate. Și cred că asta, așa cum menționau și colegii, s-a văzut în momentul în care cetățenii au venit către noi văzând o inițiativă, văzând că am promovat foarte mult acțiunea în social media și spunând: vreau să mă implic. De exemplu, am avut un taximetrist și mi-a spus:
Eu vă ofer transport gratuit pentru toți voluntarii care merg să cumpere alimente pentru bătrâni. Nu știu, alți medici care iarăși ne ofereau informații valoroase legate de nevoile din spital și așa mai departe. Și purând toate aceste resurse în comun, chiar a fost o satisfacție că am putut și noi, ca simpli cetățeni, să contribuim la depășirea acestui moment dificil. Cât de deschise au fost autoritățile și instituțiile prima oară când ați mers către ei și i-ați abordat? V-a fost greu, v-a fost ușor? Cum ați reușit să ajungeți la ei? Povestește-ne un pic partea asta, de fix de început, de la idee până la primul da, mulțumim de ajutor. Da, inițial grupul de informare nu avea un contact direct cu autoritățile. Ulterior, când am lansat fondul de urgență și am lansat acea campanie de strângere de fonduri online, am luat legătura chiar cu managerul spitalului din Rădăuț și l-am întrebat care sunt cele mai presante nevoi de acolo, pentru că ar fi fost total contraproductiv să cheltuim o sumă pe care am strâns-o cu greu pentru niște materiale pe care ei le-ar fi avut deja. Și am primit un necesar, pentru că au fost deschiși în condițiile respective, ne-au spus orice ajutor este binevenit și dacă reușiți să faceți achiziții și să găsiți furnizori mai repede decât reușim noi ca instituție publică, parcurgând toate procedurile de achiziție, e cu atât mai bine. S-a întâmplat un alt lucru foarte interesant. Împreună cu toate organizațiile care făceau astfel de acțiuni în județul Suceava, ne-am reunit într-un grup, într-o rețea, de fapt, se numește Uniți pentru Suceava, și cred că a fost pentru prima dată când societatea civilă din toate zonele județului a lucrat împreună. Și cred că asta e un lucru foarte important. Încercam chiar la un moment dat să găsim furnizori direct din China și să închiriem un avion cu care să aducem, să comandăm o cantitate mult mai mare pentru tot județul de măști, nu știu, viziere și dezinfectant. Și în final am reușit să găsim astfel de furnizori. Iar în relația cu autoritățile locale, într-adevăr, uneori am remarcat și această reticență. După expresia, avem de toate, ne descurcăm, dar de fapt, după ce inițiativa a devenit cunoscută, au început să ne scrie oameni chiar din instituții sau, nu știu, medici sau angajați, sau am început să testăm și noi acele mecanisme pe care autoritățile locale le puseseră în practică și să vedem cum funcționează. De exemplu, acel call center pentru cumpărăturile bătrânilor, și am constatat la un moment dat că lucrurile se mișcă prea greu și am mers din nou cu o propunere către autorități și am spus venim să punem la dispoziție un număr de voluntari prin care să eficientizăm acest proces. Și în final, văzând că nu le cerem nimic în schimb și că e un sprijin dezinteresat, au arătat mai multă deschidere și asta ne-a bucurat, pentru că au înțeles de fapt că nu există o competiție între mediul ONG și autoritățile publice nici pentru, nu știu, a face mai mult bine. Nu cred că există o competiție pentru așa ceva, nici pentru, nu știu, imagine, că n-a fost cazul niciodată. Și în final au înțeles că putem să fim un sprijin. Am găsit inclusiv la un moment dat niște surse de finanțare pentru autorități locale și l-am sunat chiar în a doua zi pe primar și i-am comunicat acest lucru. Fiind o comunitate mai mică, de aproape 30.000 de locuitori, și relațiile sunt mai strânse între oameni. Nu există așa o distanță foarte mare, adică toată lumea cunoaște aproape pe toată lumea, și a fost mai ușor, cred că, din acest punct de vedere, să strângem rândurile în acest efort intens, și chiar dacă a fost de scurtă durată, să producem niște rezultate. De cât timp există Rădăuțul Civic? Aproximativ. Inform ca grup de inițiativă din anul 2017, ca asociație legală înființată din 2018, și a fost un mare avantaj faptul că deja aveam un nucleu, un core team cu oameni cu care lucrasem deja și pe care știam că mă pot baza. Ne-am împărțit foarte repede și asta cred că a demonstrat și oarecum ne-a făcut să fim mai eficienți. Dar pe lângă asta, în acele câteva săptămâni în care am reușit să punem pe picioare fondul de urgență, s-au alăturat, practic, comunitatea noastră de voluntari aproape că s-a dublat sau s-a triplat. Foarte mulți oameni care ar fi dorit să se implice până acum în viața comunității, dar n-au avut un cadru sau n-au știut cum, sau pur și simplu n-au avut încredere în alte inițiative.
La fel și cu donațiile. Prin acele donații am reușit cumva să creștem, să triplăm numărul de concentratoare de oxigen de la secția COVID a spitalului. Și sperăm că pe viitor vom învăța cu toții din această experiență și autoritățile care vor putea să fie mai bine pregătite, să aibă stocuri mai refăcute mai din timp, și noi ca societate civilă, pentru că dacă am reușit să facem astfel de campanie de strângere de fonduri pentru o cauză într-adevăr care ține de viața și sănătatea noastră, cred că putem să ne mobilizăm și pentru alte situații locale. Deci până la urmă, din toată nebunia asta, uite că ies lucruri foarte bune. Rădăuțiu Civic, în primul rând, că a ajuns să fie cunoscută, o asociație cunoscută de autorități, și a dublat, aproape triplat numărul de voluntari. În Timișoara s-a născut o nouă asociație care ar vrea să strângă resursele din... Cred că nu o să vă opriți, Alexandra, doar la domeniul medical și doar la ceea ce se întâmplă cu pandemia, care la un moment dat, Doamne ajută, o să și termine. O să vreți să explorați și alte domenii care au nevoie de resurse. Da, cu siguranță, în funcție de nevoia apărută pe moment, și ceea ce ne dorim este de a motiva societatea civilă în general pentru a se implica și a-și găsi puțin timp pe lângă timpul petrecut în ceea ce facem de zi cu zi în profesia noastră. Cred că e important să ne dedicăm oricât de puțin către o cauză din jurul nostru. Și pentru că tot am vorbit mai devreme despre autorități locale, și despre cum lucrează organizațiile cu autoritățile și instituțiile publice, ajungem la Alin Hâldan Macavei, care este secretar general în comuna Becicere Cumic. Și deși are doar 31 de ani, e secretar general de acum 7 ani, adică de când avea vreo 24 de ani. Iată un om în aparatul public implicat într-o organizație care se constituie în societate civilă. Cum? În primul rând vreau să vă spun că la momentul la care a debutat pandemia și colegii noștri de la Timișoara, Alexandra, Mădălina, Cristian, Lucian, Victor, Diana, au pus bazele platformei Resurse. Primul lucru pe care l-am făcut, l-am luat și l-am dat și eu mai departe către cetățenii comunei noastre și l-am prezentat ca o alternativă la achiziționarea de materiale de protecție, dezinfectanți, tot ce au reușit colegii noștri să pună pe masă, ca să zic așa. Am folosit-o efectiv ca pe o resursă pe care am lăsat-o la dispoziția cetățenilor din localitatea noastră. În debutul pandemiei, ca autoritate locală, știți că am debutat cu o stare de urgență, stare de urgență care a avut ca scop principal, și eu zic că l-a atins, câștigarea de timp pentru ca să aducem resurse, că de asta era o nebunie cu măștile, era o nebunie oamenii. În momentul în care te confrunți cu o situație de urgență, indiferent de cât de educată e populația, de cât de bine pregătiți sunt, de cât de, să zic eu, calmi și stăpâni pe ei sunt oamenii, tot intervine acea panică în societate. Și, cum zicea Alexandra, principala problemă pe care a trebuit să o rezolvăm a fost comunicarea, intrarea în legătură cu oamenii și comunicarea cu ei la modul echilibrat, la modul să nu prezentăm, ai, situația roz, trece, vindem vise, dar nici la modul, gata, e sfârșitul lumii, faceți-vă socotelile cu viața asta. Nu, trebuie să vii cu un discurs echilibrat către oameni, pe care să reușești să îl transpui la nivelul de înțelegere, fără cuvinte sofisticate, fără ideea. Nu faceți stocuri de mâncare, operatorii noștri economici, am discutat cu ei, au furnizări, e ok, stați liniștiți, nu trebuie să vă faceți stocuri de mâncare. Stăm în casă, pentru că ce pierdem 2 săptămâni, nici măcar nu le pierdem, că mai stăm cu familia, cu
în zona noastră de ăsta, statul se ocupa la momentul ăla de plata concediului pentru acel șomaj tehnic care, de care cred că toată lumea a auzit sau poate chiar a beneficiat. Au fost niște măsuri atunci la început care au rezonat, au fost ok. Vârful 1 de pandemie s-a închis la 20.000 de cazuri. După care a venit relaxarea din vară, relaxare pe care trebuie să recunoaștem că toată lumea în sistem și la nivelul mentalului omului de rând a fost ok, a trecut, e bine. Știam că trebuie să ne pregătim pentru sezonul virozelor care aduc cu ele și posibilitatea transmiterii acestui virus, pentru că virusul nu a dispărut. Era clar că trebuie să ne așteptăm la un val 2. Toate studiile arătau că în orice pandemie din istoria asta a fost un val 2, poate chiar un val 3, în funcție de ce măsuri s-au luat sau nu s-au luat, că de s-a ajuns și la valul 3. Și atunci, în momentul acela, noi am început să facem pregătirile, pentru că paza bună trece primejdia rea. Ne-am luat măsuri și ne-am dus către categoriile de persoane vulnerabile, către bătrâni. Ne-am asigurat împreună cu școala că redeschiderea anului școlar a avut loc în septembrie. Am avut consultări cu părinții, le-am explicat, vom funcționa în scenariu galben, o parte vin, o parte de acasă, o parte la școală, cât o să ne permită și sper să nu ajungem la scenariu roșu. 1 octombrie ne-a prins în scenariu roșu, din păcate, deci numai 2 săptămâni au putut copiii să meargă la școală și evident că aveam probleme că nu toată lumea are o tabletă performantă sau un dispozitiv să se conecteze. Noi la nivel local am gândit exact cum gândesc și colegii noștri. De ce avem nevoie? De resurse. Hai să punem în legătură oamenii ca să obținem. Ce am făcut? Am solicitat, am creat un grup de inițiativă civică pe lângă ceea ce noi aveam ca și comitet constituit legal, comitet local pentru situații de urgență, așa cum e prevăzut de ordonanța 24/2004 prin sistemul managementului pentru situații de urgență. Pe lângă acel organism care are posibilitatea să ia niște hotărâri și niște măsuri care să vină în sprijinul populației, am apelat și la oamenii din localitate, care știm că sunt mai înstăriți, pot să ajute, au cunoștințe sau au posibilitatea să ne aducă resurse, le-am solicitat să ne facă donații într-un cont. Am strâns în 4 zile 12.000 de lei. Le-am solicitat tablete, dacă au posibilitatea să aducă, să cumpere tablete. Voi de la primărie ați făcut asta? Am făcut, bravo! Am făcut lucrurile astea pentru că un lucru pe care l-am învățat în toate modulele de formare pe care le-am avut în Lider pentru Justiție a fost că proactivitatea, indiferent de situație, și inițiativa de a lua problema de coarne... Și când ai nevoie de ajutor, îl ceri. Exact. De multe ori, cel mai banal lucru și cel mai simplu lucru este să spui am nevoie de ajutor, un discurs sincer în fața oamenilor, să nu spui eu sunt primărie, am buget, văd eu, îmi văd de capul meu, pentru că, sincer să vă spun, da, ce a trăit Luca, probabil au trăit și alte asociații de profil, care se izbesc cumva de un zid la modul neînțeles, pentru că autoritățile trebuie să colaboreze inclusiv cu societatea civilă, inclusiv cu oamenii care pot să ajute. Dacă pot să ajut cu un leu, de ce să nu o fac? Doar să mi se dea voie, să mi se dea posibilitatea. Și a fost acest gen de măsuri, când am avut și cadrul legal pentru oamenii aflați în izolare și în carantină, am dus mâncare acasă. Am făcut cumpărăturile, ne trimiteau pe WhatsApp poze cu cantitățile de mâncare, medicamente de care au nevoie. Colaborarea cu medicii din localitate a fost, de la început, a fost primordială, pentru că la ei, ei sunt cei care și propuneau pentru testare anumite categorii de persoane care prezentau simptome, ei prescriau medicamentele pentru cei care se află în izolare sau în carantină și locuiesc cu cei aflați în izolare. Ne-a lovit și pe noi pandemia, am ajuns la un 9,88 rata, indicele de 9,88 de cazuri la 1000 de locuitori. Am avut... Câți oameni are comuna? 3378, pe ultimele raportări statistice, dar ele mai variază de la săptămână la săptămână, își mai schimbă oamenii buletinul. Acum cu alegerile, probabil s-a schimbat și numărul. Că... Și probabil și cu pandemia. Și cu pandemia, da. Oamenii încep să plece de la oraș la sat. Chiar la voi s-a văzut asta, s-a simțit, adică... Da.
Da, au venit oameni. De Paște am avut o poveste foarte interesantă, că nu se putea ține tradiția normală cu mersul la biserică, cu învierea și așa mai departe. Și avem o comunitate preponderent ortodoxă română și ortodoxi sârbi avem. Iar evident că oamenii țineau la tradiție. Am organizat echipe de voluntari și ne-am dus cu, s-a luat lumina de la preot care a oficiat slujba și ne-am dus din poartă în poartă și am dat pe baza cererilor depuse de oameni, telefoane pe care le-au dat, lumea am venit în sprijinul lor, a simțit chestia asta și la momentul în care noi am venit să le cerem lucruri, am avut o rată de compliance, adică oameni amenzi date pentru că s-a ieșit din izolare, nu am avut. Am avut vreo două sau trei avertismente, cred că două scrise, unul verbal, dar nu am dat sancțiuni. Deci au oameni care le-am spus, stați frumos, chiar dacă nu sunteți dumneavoastră, e soțul, soția, n-aveți voie să ieșiți în stradă, nici măcar până la poartă. Stați, vreți să fumați o țigară, stați frumos în curte, undeva, sunteți pe proprietatea dumneavoastră, nimeni nu vă întreabă de sănătate dacă stați acolo. Și asta conta foarte mult, să știe oamenii că cineva îi sună, îi anunță, primeam situații cu oameni care au fost confirmați pozitiv, îi sunam, îi contactam, le spuneam că ce putem face noi la nivel local este să îi sprijinim cu alimente, medicamente, cu parte logistică, ca să nu iese din izolare. Evident, nu poți să-i ceri omului să stea 14 zile într-o locuință, fără să vii să-i oferi o mână de ajutor, să-i spui suntem aici dacă aveți nevoie, că poate aveți vecini, prieteni, neamuri care vin să vă aducă alimente și nu e nevoie, dar dacă e nevoie, suntem aici. Și lucrul ăsta s-a simțit și oamenii, într-adevăr, dacă te apropii de ei și știi să comunici cu ei și ești activ și ai un dialog sincer cu ei și le spui, au fost dăți în care știam că vom intra, noi am știut că intrăm în carantină zonală, că am avut și carantină zonală, pentru că s-a depășit indicele și a fost foarte mare, știam cu o zi înainte. I-am anunțat, le-am explicat, astea sunt măsurile, am copiat un ordin din monitor oficial, cam astea, la astea ne așteptăm și noi, nu avem încă ordinul. Când se publică, vi-l dăm. Oamenii avem nevoie de declarații, adeverințe, le-am pus la dispoziția lor, le-am redactat documente. Pentru că astea erau așteptările lor, să fie ajutat, să știe ce reguli trebuie să respecte, nici nu vor să încalce regulile, majoritatea oamenilor sunt oameni echilibrați, oameni așezați, să zicem că 10% sunt oameni așa mai, nu știu, împotriva sistemului sau văd ei, știu ei mai bine decât știu autoritățile sau specialiștii. Dar 90% din populație te ascultă, colaborează cu tine. Câți oameni sunteți în primărie care vă ocupați, mă rog, de treaba asta, de cadrul legal, de ceea ce se anunță la nivel național, de căutat resurse, de comunicat cu oamenii voștri din comună? Cât sunteți? Pe lângă Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care numără 9 membri, aveam acel grup de sprijin de 19 membri, de 19 erau oameni. Și voluntari pe acolo. Și voluntari. Evident, avem un serviciu voluntar pentru situații de urgență și aveam oameni care s-au oferit ei să ne ajute. Ne-au scris, vrem și noi să avem haine, avem mâncare, vrem și noi să ducem unde e nevoie, că mai avem poate și cazuri sociale, că v-am spus, ne-am uitat și către grupurile vulnerabile. Trebuie și la bătrân să mergi să-i deschizi ușa, să-l întrebi, chiar dacă nu-i bolnav, că el se expune dacă iese în comunitate. Nu știe poate că îi trebuie declarație și să-l oprească un agent constatator, să-l amendeze pe o pensie care îi cum îi, nici asta nu e o normalitate. Și inclusiv colaborarea cu organele de poliție, deci în fiecare zi ne confruntam listele, câți avem, câți intră în izolare, câți ies din izolare, cam care e indicele, îl calculam împreună, mă suna, cât suntem? Suntem la 297? Da, suntem la 297. Mâine ce se întâmplă? Păi mai este 3. A, păi atunci scădem sub 2. Cam genul ăsta de discuții aveam, unde erau sectorul Horeca, care a fost lovit rău de tot, și spre ei a trebuit să ne gândim cu niște măsuri fiscale. Acum oamenii, paradoxul este că chiar recent s-au inaugurat două business-uri noi, la noi în localitate, o pizzerie și o patiserie care a preluat acolo un spațiu și tot au renovat din primăvară. Horeca. Horeca, bravo. Da,
Pentru că ne-am gândit să nu punem presiune pe ei și mai vrem, în continuare vrem să integrăm în tot ce înseamnă lanțul de distribuție a alimentelor, să facem protocoale cu ei, parteneriate, să cumpărăm de la ei și să dăm la oameni ca să îi ajutăm, pentru că și ei fac parte din economia locală. Așa trebuie să gândim. Poate e un pic egoist că ne gândim doar la comunitatea noastră, dar până la urmă de ea răspundem. Și domnul primar, și domnul vice, Consiliul Local, eu, toți oamenii din grupul de inițiativă și din comitetul local, acolo ne țintim resursele și la fel ca și colegii mei, trebuie să gândim proactiv, trebuie să gândim înainte, trebuie să ne gândim că copiii o să aibă nevoie de tablete, nu să ne trezim că așteptăm că o să dea ministerul. Păi ministerul nici acum n-a dat tablete și era vorba că le primesc la începutul anului școlar. Nu, acum nu trebuie să devină o discuție politică, dar vreau să spun că putem să acționăm preventiv și știm cu siguranță că acolo acei copii nu vor pierde materie, vor putea participa la cursuri alături de colegii lor. Sunt copii care trec de la grădinițe la școală și ei n-au contactul fizic cu colegii lor. Le este foarte greu, e un pic ciudat și pentru ei și pentru părinți, e greu, dar trebuie să ne adaptăm și asta au înțeles și ei și părinții, toată lumea trebuie să înțeleagă că acolo unde apare o chestie de asta, este și o oportunitate de schimbare, dar este și disconfort. Păi vrem, nu vrem, politicul ăsta face parte din viața noastră, n-avem ce-i face, mai ales că acum s-au produs niște schimbări foarte mari în toată țara și voiam să te întreb și pe tine, așa cum am întrebat mai devreme, dacă simți, nu știu, vreo supărare crescândă la oameni, poate saturație, dacă oamenii de la voi, din comună, că pe ăștia îi cunoști cel mai bine și interacționezi cel mai mult cu ei, dacă ai observat oarecare saturație pe toată povestea asta? Da, este, pentru că, din păcate, și media, mass media promovează intensiv. Acum, adevărul este că genul ăsta de pandemie, o situație de urgență, indiferent că e pandemie, că putea să fie, Doamne ferește, cu tremur, o inundație mai gravă, o explozie, tot ce înseamnă un dezastru potențial, dezastru natural sau dezastru tehnologic, e clar că pune o presiune pe sistemul de management, pune o presiune pe sistemul sanitar. Oamenii, da, sau cam sunt un pic sătui de același mesaj, dar din păcate cumva s-au obișnuit, cel puțin din partea noastră, la fiecare comunicat pe care îl dăm oficial din partea fie comitetul local, fie din partea primarului, fie din partea aparatului de specialitate, încercăm să punctăm faptul că măsurile de protecție ni le luăm noi și că paza bună trece primejdiarea și că dacă reușim rezultatele, reușim împreună. Dar oamenii sunt cumva la capătul puterilor din punctul ăsta de vedere, pentru că e același mesaj, sunt aceleași nenorociri, ba chiar mai multe apar, vedem tragedia de la Piatra Neamț, care e no comment cumva și nu numai acolo, sunt o grămadă de puncte nevralgice în sistemul sanitar și culmea, cu mici inițiative de genul colegilor mei și poate, nu știu, organizații de tipul Crucea Roșie sau Asociația Studenților de la Medicină Farmacie, care mai vin să mai ajute cu ceva, că ajută cu o resursă umană, că ajută cu materiale, echipamente, că știu eu, ajută cu documente, ajută cu ce pot ei să ajute, statul nu prea ajută și mai e o problemă. Închidem școlile, e un disconfort, dar atunci se creează oportunitatea ca în școlile alea să amenajezi spații pentru cazurile medii de COVID. Vă dau un exemplu, avem săli de sport. Toată lumea știe epoca Năstase și epoca Udrea în care am făcut în fiecare UAT cât o sală de sport. Săli de sport care sunt goale și se pot aduce paturi, se pot aduce oameni care să îi monitorizeze, un medic, un asistent și eventual niște voluntari, studenți, și poți să-ți creezi în spitale alte secții, poți să-ți mai aduci echipamente, să faci secții ATI, să îți extinzi secțiile ATI în saloanele normale, cât trece nebunia asta. Adică trebuie să ne uităm că orice ușă care se închide, deschide altă ușă. Și tot ce trebuie să facem e să vedem
dincolo de acest lucru. Sunt soluții. Soluții imposibil să nu existe. Orice problemă o întorci pe atâtea laturi încât îi găsești soluția. Bine, noi suntem la momentul la care încă descoperim diverse echipamente lăsate prin depozite. În fine, să ne enervăm așa, că noi ne-am adunat aici să vorbim despre lucruri bune și despre implicare. Merg puțin la Luca. Pentru că, apropo de ce vorbeam mai devreme de implicarea oamenilor și de nerăbdarea crescândă de a vedea această poveste terminată, Luca, tu cum simți implicarea voluntarilor din Rădăuțiu Civic? Dacă acum mai e implicare la fel de mare ca acum 6 luni, 8 luni, de exemplu, mai ales că vine Crăciunul, iar asta e un lucru pe care, la care aș vrea să vă gândiți toți, să-mi răspundeți. Când ai o asociație care merge în zona civică, de obicei când vine Crăciunul, te gândești să mai faci un pas și niște lucruri pentru oamenii care sunt mai puțin fericiți. Cum simți tu implicarea oamenilor din organizație acum și implicarea oamenilor în general în perioada asta care ar trebui să fie despre liniște, bucurie, familie și dăruit? În general, din experiența de până acum, mi se pare că în societatea noastră implicarea civică încă arată în ceva de genul, ne revoltăm cu privire la o cauză, nu știu, ne implicăm pentru o scurtă perioadă, după care uităm și mergem mai departe. E o mare provocare pentru organizațiile guvernamentale să capteze toată această energie și toate aceste resurse care există în comunitate și care pot fi folosite pe termen mediu și lung. După experiența răspunsului din timpul pandemiei de la Rădăuți, Ne-am gândit să facem un fond de urgență permanent pentru comunitatea locală, tocmai pentru că atunci când există, de exemplu, cazuri sociale sau, nu știu, într-una din acele săptămâni după ce spitalul s-a stabilizat cu stocuri și materiale de protecție, am folosit inclusiv o mică parte din suma fondului de urgență pentru o familie a cărei casă arsese în urmă cu câteva zile și care efectiv au rămas pe drumuri. Și tocmai de la o astfel de situație ne-am gândit că am putea să facem un fond de urgență permanent în care să dezvoltăm și o cultura filantropiei în plan local, pentru că nu putem să donăm, nu știu, numai când vine o pandemie sau când este o cauză efectiv care îți rupe inima de dură ce este. Și din acest motiv deja așteptăm să se liniștească lucrurile și să lansăm acest fond de urgență permanent prin care să reușim să fidelizăm o serie de donatori recurenți, să ajungem, nu știu, măcar la 100 de donatori recurenți și să identificăm deja cazuri punctuale și poate chiar în relația cu autoritățile locale. Am descoperit iarăși că din rândul categoriilor vulnerabile, exemplu, listele la care noi am ajuns cu donații de alimente prin două alte proiecte pe care le-am câștigat în timpul pandemiei nu corespundeau cu cele pe care autoritățile le aveau. Adică am găsit familii vulnerabile care de fapt nu aveau nicio formă de sprijin din partea autorităților locale. Și poate că la un moment dat acel dialog de care vorbea și Alin și acea proactivitate e chiar necesară pentru a alinia oarecum eforturile și a le coordona mai bine. Și în același timp, pentru a păstra această energie și această implicare constantă, acum am identificat un spațiu pe care vrem să-l transformăm într-un centru comunitar, un fel de hub civic, în care oamenii să se poată reuni după ce restricțiile se vor termina, să se poată reuni, să poată discuta ideile lor, să poată să se cunoască mai bine și să se angajeze în acțiuni comune. Așa că, din punctul nostru de vedere, chiar și în această perioadă, noi am încercat să păstrăm implicarea și activitatea la un nivel cât se poate de ridicat, adevărat, cu restricțiile de rigoare, cu multe activități care, sau majoritatea lor, s-au mutat deja în online. Și iarăși, cred că ține cumva de responsabilitatea noastră și de înțelegerea rolului nostru de cetățeni, pentru că acele familii vulnerabile sau, nu știu, acele cazuri sociale nu au nevoie de donații doar de Crăciun. Au o problemă pe toată perioada anului. Poate reușim să gândim un program prin care să
nu știu, de cursuri de formare prin care să creștem angajabilitatea unor astfel de categorii. Să oferim, așa cum se spune, o undiță și nu neapărat pește, adică nu neapărat donații punctuale prin care oferi alimente, după care în viața familiei respective nu se schimbă nimic, pentru că acei copii, de exemplu, rămân tot în sărăcie, acele familii rămân cu membrii adulți, rămân tot neangajate și pe termen lung nu se schimbă nimic. Deci cred că e cumva nevoie de a schimba puțin paradigma unor donații punctuale care într-adevăr pot să salveze niște situații destul de dure, dar a gândi poate pe termen lung și într-un parteneriat, mediul privat, autorități locale, societate civilă. Dacă reușim să creăm acest ecosistem și să vedem ce poate să facă fiecare, cred că deja comunitățile noastre ar arăta altfel. Madalina, mai avem nevoie de resurse medicale în perioada care vine? Mai avem nevoie de asta? Mai avem nevoie de implicare? Voi ce plănuiți să faceți acum în viitorul apropiat, să zicem în următoarele 2-3 săptămâni, o lună? Mai puțin că nu te auzim. Acum? Așa. Așa. Mă auziți acum? Da, da. Perfect. Spuneam că noi în continuare rămânem de gardă și atunci când vom sesiza vreo problemă, bineînțeles, într-o fracțiune de secundă ne remontăm și revenim pe poziții. De asta nu cred că o să fim într-o stare de relaxare completă. Suntem, cum am spus, în gardă. Sincer, am rămas puțin prinsă în ideea lui Luca. Mi se pare o idee absolut excepțională și dacă ne gândim vreodată să implementăm, să o ducem la stadiul de proiect, public îmi asum angajamentul, count me in. Da, foarte frumos. O, pe Alexandra că zâmbește aici. Da. Dacă ar fi, hai să mai relaxăm un pic conversația, că mie mi se pare foarte greu ce ați făcut voi, pentru că în perioada aia în care nu știai încotro să o iei, voi ați reușit să vă adunați mințile și să ajutați niște oameni, ceea ce e mare lucru și eu vă mulțumesc că ați făcut asta, eu n-am fost în stare, eu am stat și am plâns vreo 2-3 săptămâni, dar să ne distrăm un pic, cam câte cafele ați băut în, nu știu, într-o săptămână, care era numărul de cafele băute, ca să nu vă întreb de ore dormite, că erau mai puține decât cafelele. Cam cât, așa? Nu mai mi-amintesc numărul lor, dar cred că mi-amintesc lipsa orelor în care nu am dormit. A fost o perioadă solicitantă, cel puțin la început, când nu era nimic și trebuia să construim. Dar eu sper și cred că totul a avut un impact folositor pentru acele vremuri și cu siguranță vom continua. Încercăm să creăm un cadru juridic pentru a putea atrage cât mai multe fonduri pentru a susține pe mai departe inițiativele. Intenționați să mergeți mai departe pe fonduri locale, naționale, europene? Pe tot ce se poate, inclusiv fonduri europene, motiv pentru care este necesară crearea unei entități juridice în acest sens. Desigur, cum spunea și Madalina, în continuare, pentru orice altă nevoie apare, noi suntem în linia întâi și atenți și pregătiți să oferim ajutor pentru orice apare. Ok, în acest caz trebuie să vă întreb, cum v-ați mai făcut treaba? Adică voi, pe lângă faptul că ați fost implicați în tot felul de celule, Alin la el la primărie, voi cu resurse, Luca împreună cu Rădăuțiu Civic, da, ați și muncit, adică nu că asta n-ar fi fost muncă, dar trebuia să vă
îngrijiți de treburile zilnice, de lucrurile pe care le faceți în mod normal pentru a supraviețui. Cum ați făcut asta? Cum se poate? Se poate, cred că nimic nu e imposibil dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva. Într-adevăr, trebuie să fii în stare să-ți sacrifici timpul rămas pentru tine sau orice timp liber. A fost o perioadă, cel puțin la început, solicitantă, dar e important să ai alături de tine colegi care te susțin și îți pot prelua puțin din munca ta pentru a-ți elibera programul pe mai departe, pentru a sprijini astfel de inițiative. Alin, tu ești și căsătorit. Copii ai? Că nu, nu știu. Nu, n-ai. Încă. Na, cum? Adică clar ai sacrificat și tu o grămadă de timp liber. Da, e bine, la mine este și o problemă că în general ședințele de Consiliu Local sunt de la ora 5, cumva nevastă mea s-a obișnuit cu faptul că nu tot timpul ajung la timp acasă. Au fost dăți în care am stat și până la 9 seara împreună cu primarul, cu vicele, că trebuia să realizăm. Ne-am amânat, ne-am ocupat pe timpul zilei de ce era urgent pe partea de situații de urgență, după care a trebuit să ne facem și treburile noastre, că evident proiectele au mers mai departe, nu, timpul nu se oprește în loc, documente, acte și așa mai departe, activitatea curentă a instituției nu s-a blocat deloc. Deci au fost primării care au închis toată activitatea, este un principiu a serviciului public continuu la care nu am putut să derogăm. Ne-am schimbat programul de lucru cu publicul, ne-am digitalizat, am încercat să acoperim, dar totuși au fost treburi la care a trebuit să participăm. Greu a fost după investirea în funcție, în noul mandat a primarului, că în acel moment s-a confirmat și cu COVID. Mă rog, o zi înainte a primit rezultatul, a depus jurământul online și n-am avut nici vice, că vicele s-a ales la altă dată și a trebuit să preiau. Atunci, cred că pe toate astea 14 zile, cantitatea mea de cafea era măsurată în litri, spre 2 litri, nu e un lucru cu care să mă mândresc, dar nu puteam să nu funcționeze. A fost și foarte, foarte mult stres și important e când ajungi acasă să găsești înțelegere, iar pentru asta trebuie să-i mulțumesc soției mele că a înțeles prin ce trecem și inclusiv și ea poate și-a mai luat proiecte extra sau a lucrat peste program în toată această perioadă. Ce vreau să vă spun e că aș semna oricând un protocol cu rădăuțul civic al lui Luca. El e un pic modest, dar el este și cetățean de onoare al municipiului Rădăuți. Un lucru pe care cred că și ascultătorii noștri ar trebui să-l știe. Iar de la Alexandra ne-am inspirat cu o idee, mai ales că primarul a avut și COVID, urmează să-și facă analizele de anticorpi și să doneze. Am început o campanie de donare de sânge, că și asta în sine e o resursă care ajută sistemul medical și oamenii care sunt pe secțiile ATI. Campanie la care îl vom invita public și pe domnul președinte al Consiliului Județean Alin Nica, pe domnul primar al municipiului Timișoara Dominic Friț, toate lucrurile astea, să treacă alegerile, pentru că nu o dăm în electorale. Ăsta e omul, primarul comunei Becichere cu Mic, așa este, nu se gândește să profite, să-și facă imagine. Oamenii știu ce au de votat, dacă vor să voteze și dacă vor să se prezinte, el e obligat să-i cheme la vot, că pentru asta, apropo de idealul Sărbătorii Naționale care a trecut, una din lucrurile cu care a venit Marea Unire a fost trecerea de la vot cenzitar la vot universal, iar a fost un ideal pentru care românii s-au zbătut, s-au luptat. Acum trebuie să cumva le onorăm și memoria lor, dar să și profităm de faptul că avem posibilitatea să ne alegem conducerea personal, fiecare după cât simte, cum crede, cum evaluează oamenii. Așa este și fiecare vot contează, deci profităm de ocazie să mai zicem o dată, mergeți la vot duminică, mergem acum la Mădălina. De mare cam aceeași întrebare, câți litri de cafea și cum ai reușit să îți faci și treaba din care trăiești pentru... ca să poți să ai timp să faci lucrurile care îți fac bine la suflet? Cred că răspunsul la întrebarea asta este exact ce ai întrebat. Mulți litri de cafea, puține ore de somn,
Și cred că cel mai important, care a reușit cumva așa să mă țină pe o linie de plutire, să-mi dea un echilibru și să pot să duc și partea de job și partea de resurse, au fost chiar oamenii cu care eram în resurse. Nu-ți poți închipui ce energie s-a creat între noi, chiar dacă eu pe unii din Timișoara nu-i cunosc personal, nici măcar pe Alexandra. Personal nu ne-am întâlnit niciodată, dar am vorbit ore în șir la telefon și parcă ne știm de două vieți. Genul ăsta de energie te încărca de fiecare dată și cumva reușeam din când în când să ne găsim, nu știu, 10-15 minute să vorbim între noi, să vedem dacă suntem ok, dacă am obosit, dacă avem ceva pe suflet și vrem să hiperventilăm, nu știu. Și asta cred că a fost mai important decât orice cafea sau somn odihnitor. Cam așa le-am dus eu pe toate în perioada aia. Păi foarte frumos și foarte greu. Luca, și pe tine o să te întreb același lucru. Cum ai reușit să faci bine comunității, dar să îți și păstrezi abilitatea de a-ți face job-ul până la urmă? Ați auzit poveștile colegilor și cu oameni ca Alina, Alexandra și Mădălina, cred că aș pleca oricând la un proiect și m-aș întâma la un proiect, cât de mare ar fi el. Mădălina a punctat foarte bine această energie. Pentru mine a fost extraordinar. Eu nu beau cafea în general, eu nu sunt băutor de cafea și în acea perioadă știu că dormeam între, nu știu, 4 și 5 ore în fiecare noapte, cel puțin la început, când am căutat furnizori. Aveam niște colegi care erau rădăuțeni, dar erau stabiliți deja în Statele Unite și lucram în schimburi. Deci când terminam noi, când mergeam noi la culcare, preluau ei seria de e-mail-uri către furnizori, căutarea de materiale și așa mai departe. Dar a fost o energie extraordinară și efectiv m-am încărcat pozitiv cu fiecare lucru mic pe care puteam să-l facem, cu fiecare faptă bună și în acea perioadă am fost la București pentru că nu puteam să lipsesc de la job, dar eram mereu conectat la comunitatea locală și colegii care îmi trimiteau fotografii din oră în oră cu ce au reușit să mai facă, la un moment dat au cerut de la o școală o sală întreagă de sport ca să poată să pregătească pachete pentru 200 de familii în zona respectivă din comunele din jur. Și cred foarte mult în ideea asta că o democrație matură e o democrație care are societate civilă consolidată. Și așa cum spunea Alexandra, cred că oamenii care își înțeleg rolul în comunități pot să treacă la următorul nivel, adică să se asocieze, să creeze structuri, să-și exercite dreptul fundamental de asociere până la urmă, să facă ONG-uri și în final, de ce nu, să se profesionalizeze atrăgând finanțări. Ceea ce și noi încercăm să facem la ora actuală, tocmai am depus un proiect prin care încercăm să extindem actuala rețea de grupuri civice, cel din Rădăuți și alte două din mediul rural, cu alte 5 grupuri civice în comunele din apropierea Rădăuțului, astfel încât să avem o rețea în care să putem schimba bune practici. Așa că mă încarc mereu cu astfel de lucruri și cred că e un lucru pe care l-am simțit cu toții. Bucuria de a putea avea o contribuție, mai ales în comunitatea ta natală sau în niște zone la care ții foarte mult. Așa că trebuie să ne bucurăm de această experiență și mă bucur că am avut ocazia să cunosc oameni extraordinari în toată această perioadă. S-au legat prietenii frumoase și cred că de aici putem să construim și mai departe pentru fapte bune. Așa, ai deschis drumul către ultima întrebare, pentru că, iată, ne apropiem încet, încet de finalul acestui panel. Și, Luca, rămânem la tine. Până la urmă, 2020, bun sau rău? Simt eu că dacă pun întrebarea asta, o să încheiem într-o notă foarte faină și foarte pozitivă. Și aștept răspunsurile voastre. Bun sau rău? Îl uităm sau îl ținem minte? Sunt lucruri în viața noastră pe care nu le putem controla și atunci când te lovești de neașteptat, de necunoscut, de fapt atunci apare contextul perfect pentru manifestarea leadership-ului. Tot suntem în comunitatea lider pentru justiție și lider pentru societatea noastră. Ei bine, liderii se manifestă tocmai atunci când apare un drum necunoscut, tocmai atunci când e nevoie de ei și când simt o chemare în societate și în comunitatea lor.
Și cred că din toată experiența asta, pentru mine 2020 a fost un an, lăsând la o parte, cum am spus, partea pe care nu putem să o controlăm, și anume pandemia, a fost un an foarte bun pentru că s-au legat multe prietenii și am reușit să coagulăm o energie în comunitate care cred că poate fi dusă mai departe și are foarte mult potențial. Am descoperit cu toții cât de multe pot face oamenii împreună când le pasă de o cauză. E la fel ca o redescoperire a puterii comunității și din punctul ăsta de vedere a fost un an bun pentru că am înțeles ce putem să facem și care e rolul nostru în raport cu ceilalți. Fie că vorbim de, nu știu, o mică donație, fie că vorbim de o oră alocată pentru voluntariat sau că vorbim de, nu știu, o implicare sub forma expertizei pe care cineva dintre noi a folosit-o la un moment dat. Așa că nu putem decât să luăm tot ce e mai bun din experiența asta. Ne-a călit, ne-a învățat cum să reacționăm în situații de criză, cum să manageriem crize locale și ne-a arătat că putem face multe lucruri dacă ne unim forțe. Mădălina, 2020, bun sau rău? Îl uităm sau îl ținem minte? Bun și rău și să vrem să-l uităm, nu o să putem pentru că a fost memorabil. În mod cert, nu știu câți dintre noi putem să spunem că am mai prins o pandemie în timpul vieții noastre. Să mă întorc la rău pentru că ne-a pus în situația în care suntem. Vedem că ne confruntăm cu o boală care ajunge, din păcate, să ne și ia oameni dragi nouă. Și bun pentru că ne-a stimulat cumva solidaritatea, responsabilitatea cetățenească. Ne-a arătat părți din noi care cumva cred că erau ascunse și așteptau să fie scoase la suprafață. Eu am fost plăcut impresionată de tot valul de solidaritate pe care l-am văzut la nivelul societății civile. Și aici nu vorbesc doar de ce a făcut Luca la Rădăuți sau noi în zona Timișoarei. Mă refer pur și simplu la cum fiecare s-a gândit să ajute, mai mult sau mai puțin în limita posibilităților personale. E o chestie pe care nu știu dacă aveam ocazia să o vedem în alte circunstanțe. Mulțumesc. Alin? Eu o să evit întrebarea, o să răspund cu schimbare. Pentru mine, cred că anul 2020 a însemnat o schimbare și, nu știu, la nivel personal, ca percepția mea, dar și la nivelul comunității cu care am mers mână în mână, cot la cot împotriva acestui virus. Știu că la un moment dat pusese cineva întrebarea pe grupul de Facebook pe care l-avem constituit la nivelul comunității noastre locale și exact așa am răspuns, cu schimbare. S-au schimbat multe lucruri. Din păcate am avut și tragedii, avem, exact cum a zis Mădălina, pe ideea Mădălinei, sunt familii care și-au pierdut un tată, un soț, un frate, un bunic, o soră și așa mai departe, pentru că, pe care ar trebui să le compătimim și cred că trebuie să fim alături în gând și în rugăciune de ele. Dar sunt și aspecte pozitive, s-au coagulat niște energii exact pe ideea Mădălinei, sau oameni cu inițiativă, oameni cu idei s-au strâns în echipe și au pus la bătaie toate resursele, timpul, ideile, banii chiar, și au reușit să vină în sprijinul unui sistem care e clar că suferă, e clar că mai are foarte multe de îmbunătățit și e clar că la un moment dat ar fi trebuit să producă niște cifre negative și niște statistici negative. Cam așa aș rezuma eu 2020. Alexandra? Eu cred că lucrurile nu pot fi doar albe sau negre, ci au mai multe nuanțe în general. Cum a spus și Luca, cred că este anul în care am conștientizat puterea comunității și puterea noastră de a ajuta cu resursele pe care le avem, că noi stau ascunse foarte multe resurse în care nu am crezut niciodată. Anul în care am conștientizat mai mult ca oricând că trebuie să ajutăm și că nu e suficient să stăm noi singuri și să ne ajutăm doar pe noi. Și pe de altă parte, cred că este un an bun în sensul în care am simțit o digitalizare a instituțiilor
din perspectiva mea de profesionist, lucru care m-a bucurat foarte tare că pot comunica de la distanță, prin e-mail, școlile cred că se vor muta în online și sistemul va fi, în speranța că sistemul va fi bine pus la punct și de la distanță. Vă mulțumesc foarte mult tuturor, Alexandra Oțoiu, Alin Hâldan Macavei, și online au fost Mădălina Guiu și Luca Ciubotaru. Vă mulțumim, vă mulțumesc, sunteți niște parteneri de discuție foarte faini. Îmi pare rău acum că e doar o oră și jumătate, am senzația că am fi putut continua așa, cel puțin încă vreo două ore de acum înainte. Eu sunt Oltea Zambori și noi ne revedem după o scurtă pauză de jumătate de oră într-un panel în care vom povesti despre dreptul la viață privată, despre inteligența artificială, despre fake news și despre orice altceva ne mai trece prin cap, pentru că suntem în prima din cele patru zile de discuții Oamenii Dreptății, un eveniment care aparține de Lider pentru Justiție și Lead Moldova. Vă mulțumesc, ne revedem curând!